Pe platoul din fața primăriei municipiului Călăraș s-a desfășurat joi 29 iulie, începând cu ora 9:50, ceremonialul organizat pentru marcarea zilei imnului național al României. În cadrul activităților pregătite cu acest prilej s-a oficiat un serviciu religios, slujba de binecuvântare și rugăciune pentru poporul român. Ulterior, subprefectul județului Călăraș, Georgică Ștefan, a ținut o alocuțiune cu privire la importanța celebrării acestui simbol național. În finalul manifestărilor s-a intonat imnul național al României. În fiecare an, pe data de 29 iulie, se sărbătorește Ziua Imnului Național, sărbătoare proclamată prin legea numărul 99 din 1998. Compus de Anton Pan pe versurile poetului Andrei Mureșanu, Deșteaptă-te române a fost cântat pentru prima dată pe 29 iulie 1848. Așa avem drept, pentru onor spre drept, da! Prefect, garda de onoare și detașamentul constituit cu ocazia zilei imnului național României sunt gata pentru începerea ceremonialului. Sunt comandantul garnizoanei Călăraș, major Lupașcu. Pe loc, repaus. Bună ziua, domnule prefect, domnule primar, domnule președinte al Consiliului Județean, stimați invitați, onorată asistență, bine ați venit la ceremonialul organizat cu prilejul zilei imnului național al României. În continuare, invităm pe reprezentantul protoieriei Călăraș să oficializeze binecuvântarea și rugăciunea pentru poporul român. Detașament, drept, descoperiți. Detașament pe loc, repaus. Slavă Sfintei și cele două ființe și de viață făcătoare și nedespărțitei trei, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-l nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristoasă, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărei milă este nemăsurată și grei de oameni adânc neajunsă, la Ta slavă găzând, cu frică și cu putremur, ca niște robi nevrednici, cu milință aducem acum mulțumirea bunătății Tale pentru binefacerile ce au fost asupra poporului român, prin marea Lui unire într-o singură țară românească și creștină, și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul Ți-ai slăvim, îți cântăm și Te lăudăm, și iarăși căzând înaintea Ta, mulțumim, rugând cu umilință nemăsurată și nespusă Ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor Tăi și milostivirea ai învrednicit a de se împlini cererile. Așa și de acum înainte, învrednicește-ne a spori în dreapta credință, în dragostea cea către Tine și către aproapele și într-o toate faptele cele bune și a dobândi ale Tale binefaceri împreună cu toți credincioșii Tăi. Mântuiește-ne de toată rea întâmplare, dăruindu-ne pace și liniște. Dăruiește, Doamne, dregătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni, care întărește popoarele și ne înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului Tău Duhul lepădării de sine, pe care L-ai dat Sfinților de ucenici și apostoli, când I-ai trimis în lume la propovăduire. Insuflă ostașilor noștri vitejia cea sfântă, izvorâtă din dragostea cea către Dumnezeu, către aproapele și către țară.
iar pe noi, pe toți, învrednicește-ne să sporim în faptele cele bune, care fac pe oameni după chipul și asemănarea ta. Pomenește-i, Doamne, pe făuritorii Marii Unii, pe toți ostașii, eroii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și cu rugăciunile părinților noștri, când chemau ei ajutorul și îndurările tale asupra lor și asupra țării acesteia în care se preamărește numele Tău. Și ne învrednicește pe toți, ca totdeauna mulțumire să-ți aducem, cele prea bune să grăim și să-ți cântăm ție și celui fără de început al Dobărinte și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Dumnezeului celui slăvit într-o ființă. Slavă ție, Dumnezeul nostru, Dădătorul nostru de bine în vecii vecilor. Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Detașament drept, acoperiți. Detașament pe loc, repaus. În continuare, invit la microfon pe domnul subprefect pentru a transmite mesajul instituției cu ocazia Zilei Inului Național al României. Domnule primar, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, domnule deputat, doamnelor și domnilor. Sunt prețioase momentele care ne unesc și ne definesc ca stat. Momentele în care individualismul lasă loc comunității, unde nu mai suntem unii, ci suntem toți, împreună. Sunt zile de bucurie importante pentru păstrarea memoriei istorice a acestei țări. Imnul României, minunat poem al libertății, al democrației și al coeziunii, a fost interzis și legat de o jumătate de secol în perioada comunistă, așteptând să fie iarăși memorat, citit și cântat, să-și recapete statutul de simbol al nesupunerii, al independenței, al demnității neamului românesc și de rugăciune în memoria celor care și-au dat viața pentru România. Acest simbol național ne definește și ne responsabilizează, pentru că este un strigăt patriotic, un îndemn la curaj și sacrificiu, la unitate și identitate națională. Imnul țării este un mesaj transmis prin intermediul imnului, un mesaj mai actual și mai necesar ca niciodată, astăzi, după 173 de ani de la vestirea lui publică, din parcul Zăvoi, în rândul cu Vâlcea și în șcheii Brașov. Imediat după Revoluția din decembrie, deșteaptă de române a fost ales imn național al României, fiind consacrat prin Constituția din 1991. Astfel, în forma actuală, Constituția prevede la articolul 12 că imnul național este deșteaptă de române, aceasta fiind considerat simbol național alături de tabelul tricolor, tema țării și sigilul statului. Simbolurile acestea ne arată ce avem în comun și nu ce diferențe există între noi. Suntem aici prezenți să ne amintim că pentru a aparține unei națiuni trebuie să ne simțim parte din aceasta, să-i știm originea și istoria, să o iubim înainte de a o critica, să-i cunoaștem simbolurile. Imnul, rapelul Constituției. La mulți ani imnului de stat, la mulți ani României. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule subprefect. În continuare are loc intonarea imnului național al României. De asemenea, invit întreaga asistență să interpreteze vocal imnul național al României.
detașament drept pentru defilare. Onorul spre dreaptă. Detașament înainte. Marș! Thank you.